când ușile sunt încuiate și aș putea să spun că e un mesaj așa de sezon, pentru că ușile lumii în care noi trăim acum, cele mai multe de o perioadă destul de lungă sunt încuiate. Dar vreau să vă spun și să vă aduc o veste bună. În spatele ușilor încuiate se pot întâmpla și lucruri minunate. Această dimineață am pentru voi, cei care, așa fiind situația, de undeva din spatele unui ecran ne urmăriți, am un cuvânt de încurajare. Tu nu ești niciodată singur, eu nu sunt niciodată singur, indiferent cât de mare ar fi pericolul de afară, indiferent câte uși ai închide, indiferent cât de mult ai ascunde, Domnul Iisus Hristos este cu tine. În spatele ușilor închise, Domnul Iisus Hristos poate să intre. În al doilea rând, ucenicii acolo în spatele ușilor închise erau înfricoșați la maxim. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni în săptămânile acestea care au trecut. N-am văzut așa mulți oameni înfricoșați, unii speriați la maxim, alții disperați, alții căzuți în depresii grozave din cauza ceea ce se întâmplă în jur. Vreau să vă spun că și ucenicii erau la fel. Și cuvintele Domnului Iisus Hristos, când vin și li se adresează lor personal, îi aduce într-o altă stare, îi resuscitează, îi aduce din nou într-o stare de bucurie, de fericire maximă. Se uită la Domnul Iisus Hristos, parcă nu le vine să creadă, exact așa cum de o lună și ceva în fiecare dimineață mă trezesc și cred că tot ceea ce s-a întâmplat până acum a fost doar așa un vis. Și ei îl văd pe Domnul Iisus Hristos și cred că e un vis, nu le vine să creadă. Și Domnul Iisus le zice, pace vouă de două ori, pace vouă. Avem nevoie de pace pentru că suntem înfricoșați. Dar mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu în al treilea rând spune că Domnul Iisus nu doar că vine, nu doar că le zice acest mesaj de încurajare și, dacă vreți, de bucurie, pace vouă, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că El a stat. A stat acolo în mijlocul lor. Nu doar a fost în trecere, nu doar s-a înfățișat și a fugit, ci Domnul Iisus Hristos stă în mijlocul lor, stă împreună cu ei, stă și le povestește, stă și încurajează, stă și mângâie, stă și ridică din starea în care se găsesc. Domnul Iisus nu este doar un pasager în viața ta și în viața mea, ci este gazda inimilor noastre. El este cel care nu doar că vine, nu doar că te încurajează, ci este cel care vrea să stea și să rămână în inima ta. Apocalipsa îi spune un cuvânt foarte, foarte frumos, Apocalipsa 3:20, spune că Domnul Iisus Hristos stă la ușă și bate. În mijlocul ucenicilor a venit fără bătăi în ușă, dar în viața ta și în viața mea poate a existat acea mână a Domnului Iisus care la un moment dat a bătut. Întrebarea este, ce ai făcut tu cu Domnul Iisus Hristos care era în spatele ușilor închise? În ceea ce mă privește pe mine, eu am deschis ușa. Și de când i-am deschis ușa Domnului Iisus, viața mea s-a schimbat în totalitate, viața mea a căpătat sens, viața mea a căpătat culoare. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu este doar un trecător, un călător, ci Domnul Iisus Hristos este unul care vrea să facă renovare. Faptul că ușile sunt închise, ușile bisericii sunt închise, asta nu înseamnă că nu se mai întâmplă nimic, ci ceea ce se întâmplă este că Domnul Iisus Hristos vrea să facă renovare. Este greu. Spunea un meseriaș bătrân, ori de câte ori vedeam așa că face mizerie, că așa se întâmplă când ceva se renovează, apare și mizeria, spunea, înainte ca să fie frumos, trebuie să fie urât. Cuvântul lui Dumnezeu este o veste bună. Când te simți descurajat, când te simți îngenunchiat de teamă, de probleme, de ceea ce te înconjoară pe tine, închide televizorul, închide telefonul, renunță la toate aceste canale de informare pe care tu le ai în mod clasic și deschide cuvântul lui Dumnezeu și în liniște Domnul Iisus Hristos
îți va vorbi și ție. Poate nu în același mod în care le-a vorbit acum aproape 2000 de ani ucenicilor, nu va veni lângă tine, fizic, să-ți arate palmele și coasta, nu-ți va adresa acel cuvânt grozav, pace ție, dar în cuvântul lui Dumnezeu vei găsi îmbărbătare, vei găsi o veste bună, vei găsi un scop pentru viața ta. Nu uita, și tu, și eu, și noi cu toții am fost lăsați în lumea aceasta cu un scop și Domnul Iisus Hristos dorește ca noi să ne-l împlinim. Te provoc să fii inovativ în vremurile acestea. Te provoc să devii, nu știu, creativ. Cum să faci și cum să răspunzi acestui scop pe care Domnul Iisus Hristos ți l-a dat. Dar nu uita niciodată că Domnul Iisus te vrea și pe tine, o vrea și pe mine în lucrarea Lui. Pentru că El are darul grozavii. Are pace, are putere și are scop pentru viața ta. Domnul să vă binecuvânteze.